Americanca Simone Bill, de șapte ori campioana olimpică la gimnastică, a fost desemnată pentru a treia oară sportiva anului în Statele Unite. În 2023, Simone Biles a devenit prima gimnastă din istorie bărbat sau femeie care a câștigat șase titluri mondiale la toate categoriile. Totodată, tânăra în vârstă de 26 de ani mai are în Palmares șapte medalii olimpice. Totalul ei de 34 de medalii mondiale și olimpice este mai mare decât al oricărui alt gimnast. Până acum, acest record era deținut de Vitalis Cerbo din Belarus, cel care are în Palmares 33 de medalii. I think next year is obviously a very big year. So we have to focus a little bit differently on um, just on being a little bit more clean and technique, but As a start coming back, I don't think it's bad. Biles a stat departe de, de gimnastică în ultimii doi ani după retragerea sa din mai multe probe la Jocurile Olimpice de la Tokyo, invocând dorința de a-și proteja sănătatea mentală. Sportiva a revenit în sportul profesionist în vara anului curent. I guess being exposed again because I had been kind of in a Protective shell shell, which I did that to myself. That's something that I needed to do so that I could work on my mental health and everything. So just being out in the open and competing competing again kind of made me a little bit nervous, but I did a lot better than I thought I would do. Oh. In Eu vă un weekend. Frumos.